Locker, you made this one? Yeah. 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 Ai venit în mare prăjeală. Tot ce știm n-am învățat în școală. Știm cu toți situația e nasoală. Și asta e starea generală. Că țara ne vrea separați, sistemul ne vrea supărați. Vă rog frumos, nu vă supărați, dar pot să vă întreb ce sperați. Sau poate așteptați să vină cineva să ne aducă lumină. Sau banii să pice din cer. Eu sincer n-am ce să le cer și n-am nici ce să le ofer. De asta prefer să stau ferm pe poziții, să pun prepoziții bine în propoziții, că pot să discern ce bun și ce nu. Prefer să nu fac ce se cere, că nu sunt genu. Nici să mă-ți banii să stau în genu. N-am mai ales, nu o să fac tot ce spun. Ăștia care cred că ar fi tare să fac o piesă ca alții, să le spun exact ce vor ei să audă, special ca la dedicare. Că vor cu toții să le cânte probleme, că poate așa le vor trece. Sau vor cu toții să le cânt manele și toată lumea petrece. Ei vor să le cânt că pe faliment, lase să moară lent, că mie oricum nu-mi pasă. Sunt schizofrenici, bipolari, bolnavi închipuiți, dau vina pe spital. Toți cu moșe față ca la carnaval, mereu în apărare Carvajal. Le e frică de moarte, dar nu prea trăiește niciunul oricum. Speriați de viitor, frustrați de trecut, niciunul acum. Discută pe net, se ceartă cu lumea, cine e cel mai bun. Dar uite că mutul e pe aici, de mult nu le place ce spun. Bun. Pune banii pe masă dacă e tot ce contează, că nu mă interesează dacă îți place albumul. Nu mai cere părerea, că nu mai trec cu vederea și vă răspund din prima că nu-mi place niciunul. E 5 dimineața, gata, îmi bat tenușe, că n-am primit averea de la vreo mătușe. Nu mai vroiam să-ți dau la muie păpușe, dacă știam că o să mă suși ca o căpușe. Dar am stat prea mult timp pe tușe, încărcătorul plin de cartușe, lansator de rachete Catiușa. Nu mai sun direct, vă sparg ușa, cu pieptul sus ca la pușa. Se bat cu pumnii până aruncă mănușa, o ardă iurea, sunt praf ca cenușa. Au toți în primire să nu plece în cătușe, că-s lași. Uite-i cum tremură în Adidas. Sau un por bagaj lângă baș. Ei sunt falși și la ei în oraș. Vin să aplice dupeu de borfaș, dar cu aia ne lași. Și cine mă înjură nici măcar nu mă știe. Fie, cât de rău poate să fie. Că ăștia vorbesc doar de țoale, de lanțuri, mașini, dar ei stau cu chirie. N-au niciun fel de fantezie, trag linii ca la geometrie. De 30 de ani au toți boală pe mine și acum se miră că e pandemie. Las-o pentru cine știe, ziceau că hip-hop-ul e poezie. Sincer să fiu, de ceva vreme îmi sună mai multă parodie. E totul pe dos sau mi se pare mie, că ăștia se bucură la câteva sute. Și în loc să le facă să fie mai multe, încearcă să le facă să par o mie.